Ireșu s-a născut în 1951 la Timișoara. E scriitor, poet, dar preocupările lui artistice se îndreaptă și spre multe alte direcții. În copilărie a suferit de o boală care l-a lăsat cu un ușor handicap fizic. Treaba asta l-a influențat în tot ceea ce a făcut până acum. Nenorocirile semenilor săi au fost mult mai pe înțeles. De fapt, Petru a trebuit să lupte toată viața cu sistemul pe vremea comuniștilor, dar și în timpurile pe care le trăim acum, cu prejudecățile oamenilor și cu marea lor nepăsare față de lucrurile strigătoare la cer care se petrec chiar sub ochii noștri. Petru a ales singur calea asta, deși știa că nu o să fie ușor. Sigur că am fost un opozant și asta am simțit-o întotdeauna. Dacă ar trebui să mă autocaracterizez, am fost puternic influențat de generația Beat. Am trăit într-un mediu timișorean în care influențele curentului Flower Power și a generației Beat au fost extrem de puternice. Nu puteam să fiu altceva decât un membru al generației mele, influențat de același lucru și având cam aceleași preocupări. Ca atare, prin mimetism am cântat și eu într-o trupă, am pictat, am încercat să fac tot felul de lucruri care mi se părea mie că erau interesante în momentul respectiv. Marginalizația am fost aproape toți cei care am încercat să facem ceva, pentru că am trăit la marginea a ceea ce am fi dorit să facem. S-a reproșat a fost că plutesc pe plaja solitudinii ruptă de realitățile României socialiste de astăzi și mai departe. Sigur că nu numai eu făceam asta, cam toată generația a făcut ce am făcut eu în poezie. Poate amprenta generației 80 este una rebelă și întreaga generație 80 de fapt a constituit un protest nu numai vis-a-vis de formele consacrate de cultură care până atunci erau convenabile sistemului, ci și față de sistem. I-a oprit spectacolele, a încercat să-l țină izolat, însă n-a putut să-l reducă la tăcere. Petru a supraviețuit exprimându-se, în primul rând, prin arta sa. Anii 70, cu deschiderea lor spre vest, spre o oarecare formă de libertate, l-au influențat profund. În studenție a încercat să pună în scenă câteva spectacole ca director al unei trupe de teatru experimental. Spectacolele au fost interzise, iar trupa sa a fost desființată. Protestul era unul de tip pacifist, iar în fundal se zăreau imagini din timpul invadării Cehoslovaciei de către trupele sovietice. Și cariera sa literară a avut un început nefericit. A doua carte de poeme a fost oprită chiar înainte de tipar. Viziunea lui Petru era neconformă cu cea a epocii de aur. Nu s-a descurajat și a continuat să scrie. Următorul volum ar fi trebuit să-i aducă recunoașterea, urmând să fie primit în Uniunea Scriitorilor. A fost votat în unanimitate de către confrații săi, dar din nou politrucii au avut grijă să fie respins. În 1982 a fost arestat pentru că a încercat să răspândească manifeste anticomuniste. Apoi a lucrat ca bibliotecar, securitatea încercând să-l izoleze. Petru a rămas senin. Ce noroc mai mare putea să dea peste el decât acela de a avea acces permanent la marea literatură? Nu se consideră un dizident și nici nu face acum paradă de lupta sa cu sistemul. A încercat doar să spună cu adevărat ceea ce credea, să fie cinstit cu cei din jur și cu el însuși. În toamna lui 89 a scris poemul Scrisoare deschisă despre fratele meu, domnului Gorbaciov. În acel text vorbeam despre un Nuremberg viitor. Deci poate
Tot ceea ce simțeam eu că se va întâmpla în viitor se rezuma la, la această judecată umană vis-a-vis de răul care s-a făcut. Și mă gândeam că cineva va plăti pentru asta. Nu era dorința mea majoră, dar poate scriind acel text vreau să atenționez, să atenționez pe cei care mențin acel sistem că undeva va exista o judecată umană. Din păcate, a fost un război pe care l-am pierdut înainte de a începe, cum trebuie. N-aș putea să spun că nu am speranțe, însă mi-e teamă că fiecare zi care trece într-o speranță este o zi în minus din viața noastră. Adică aș fi dorit ca lucrurile să se petreacă ceva mai repede, așa cum probabil fiecare dorește. Problema conștiinței cred că e extrem de importantă. În momentul în care pui capul pe pernă și închizi ochii, ești cu tine. Eu nu pot să-mi imaginez cum pot dormi atât de mulți oameni. Care este gândul cu care încheie ei o zi? Am impresia că există în compoziția chimică a minților substanțe care lipsesc. Și de asta nici nu știu dacă e bine să-i blamez tot timpul, pentru că ei sunt de fapt niște persoane incomplete. E incredibil să asiști la întregul spectacol al mass mediei care preia în prim plan afaceri cumplit de scandaloase și să te gândești că cel care este autorul unei astfel de drame pentru ceilalți poate dormi liniștit. Iar după Revoluție, Petru a făcut parte din primele structuri politico-administrative, dar s-a retras dezamăgit. N-a plecat în Occident, n-a intrat în politică și nici nu s-a apucat de afaceri. A simțit nevoia să facă ceva cu adevărat util pentru semenii săi. A înființat Fundația Umanitară Timișoara 89. A ales să-i ajute pe cei mai defavorizați membri ai societății. E vorba despre cei cărora le spunem acum homeless, persoane fără adăpost, aurolaci și pe care cei mai mulți dintre noi îi privim cu repulsie și îi plasăm undeva într-un ungher întunecos al percepției, încercând să n-avem de-a face cu ei. La început, fundația sa a gestionat ajutoarele venite din Occident și a sprijinit tot felul de instituții. Apoi, Petru a încercat să pătrundă încet, încet, într-o lume în care speranța e pe moarte și în care chiar și el are uneori senzația când se luptă cu morile de vânt. Oameni care sunt la limită, care fac parte din cea mai de jos pătura societății și care suferă de toate maladiile de care suferă și ceilalți. Prin comparație cu ceea ce vezi la nivelul clasei elevate, respectiv celebra clasă politică românească, să-i seama că, de fapt, maladiile sunt cam aceleași și dacă poți să ierți unui individ care se află în crema societății lucruri atât de grave, de ce să nu le poți ierta unui nenorocit care nu e responsabil de ce face? Prea avea să crea. Nu zic la dumneavoastră aici. Dumneavoastră avem noroc. Cei care trăiesc pe stradă sunt complet lipsiți de speranță și
majoritatea sunt irecuperabili. Și eu spun cu o anumită jenă, poate eu riscam ce fac acum, dar pe condițiile în care România trăiește astăzi, nu cred că șansa de a recupera persoana de pe stradă se întrebe prea aproape. Nivelul general este bizoriu și cum putem noi să discutăm despre integrare când nu putem să asigurăm practic majorității un fel de ce de viață. Și de aici toate ce încerc vicios. Îmi plac toate mă stau de vorbire. Și pot spun că mulți sunt scripitori. Sunt oameni cu tot ediți. Printre ei sunt oameni care citesc, care au și o percepție asupra cărții deosebită, care înțeleg lucrurile într-un mod în care mulți intelectuali că se pretind n-ar fi tare să o facă. Sensibilitatea lor este aparte. În acest timp însă în ei există un delic care comutează în permanență pozitivul negativ. Nu niciodată ce îl a determinat să facă gestul următor și nici el nu știe, nu e foarte bine. De ce face? De ce este capabil să facă ce face? Să te îndevă cu zilele trecute cu unul dintre cesanții foși copii ai străzii din Timișoara, bărbatul care e de mulți ani, de foarte mulți ani pe stradă, și care acum are iarăși o perioadă de aurolac, și care zic, doamne, bă, automat, așa suntem noi, trebuie să înțelegeți. Ce mai vreți să spui la treaba asta? Statisticile Fundației Timișoara au deci nu sunt impresionate. Dar pe lângă faptul că dă de mâncare săracilor, că îi îmbracă sau că vrea grame prin care să-i reintegreze în societate, Petru încearcă să facă ceva cu totul nou. A rămas și după Revoluție un scriitor cunoscut și respectat, dar preocupările sale artistice sunt acum mult extinse. Oamenii străzii au devenit participanți direcți, actori în câteva dintre spectacole pe care Petru le-a regizat. Scena lui a rămas însă tot strada, ca semn al vremurilor care le trăie. Petru a adunat 24 de mărturii ale unor homeless pe care apoi a proiectat piață simultan pe tot câte ecran de televizor. Într-o formă modernă de expresie artică, încercat să adă un semn de alarmă. Atenție, când o să luați mai în jos, dați lumi. Bine, încercați să fiți bază. 1, 2, 3. Ceea ce încerc să facem este, de fapt, o fuziune între happening-ul, între unde instant teatru este, între lume și sunet. La un moment dat s-a dat ideea de a folosi materialul uman pe care avem în ceea ce facem în spectacle, respectiv în spectacle de performance, spectacle de stradă. Și mi-am dat seama că impactul emoțional pe care îl poate crea o persoană fără de post în acest context este foarte mare. Din punct de vedere artistic, chiar și discutând din această perspectivă, apare cinismul. Noi folosim un dat că există, nu mai trebuie să confecționezi, nu mai trebuie să vii cu un actor pe care să-l îmbraci în zdrențe și care să-ți mimeze ceva care nu e de fapt. Ce am eu de câștigat, pentru urmăburile lui, câștigă amintire deosebită. Amintirea lor sunt destul de informă, de monotone. În relația cu comunitatea sau în relația cu ceilalți, participarea la astfel de spectacol, cu ei rămâne memorabil. Poemul România, post-scriptum, stă la baza unei performance pe care Petru l-a pus în tot pe sală, încercând să creeze o imagine de ansamblu a cetății românești post-revoluționare. Pentru a-și exprima viziunea, a adunat jurul unei mise principale ca aspect, dar la care se servește doar mâncă de fasole făcută la ceaun, activiști și oameni străzii, autorități ale orașului și prieteni, artiști și oameni mulți. A vrut vorbească despre adevărul zilelor noastre, fiind personaje care exprimă realitatea prin simplul fapt că fac parte din ea. Lumea între trei e un spectacol, e o poveste, dar e foarte important cine și cum o spune. Thank you.
ape, în aer, precum pe pământ. Cu sfințenia numelui tău, trezește omul nostru care să te caute. Fie împărăția ta, precum ți-a Dumnezeului blândă voie. Dă nouă astăzi putința de a ne hrăni cu pâinea silca trupului tău. Ajută-ne pre noi să ne iertăm păcatele noastre, precum și liniștea grijei greșiților noștri. Ajută-ne pe noi să înțelegem izbăvirea, cu împăcare de noi înșine, fara căreia e tulburarea celui rău. Pogoară peste noi putința de a ne mărsi, pogoară peste noi iertarea ta, precum și greșiților noștri, căci împărăția ta este pentru noi, iar mărirea ta pentru înțelegerea noastră, iar puterea ta în încercarea neputinței noastre, are putință atunci va fi spre vecii vecilor. Amin. Aduce zi de mâine. Adică, chiar că pentru ei un astfel de moment va produce un declic. Poate că pentru ei un astfel de moment aduce în mod sigur un pus de demnitate. Îmi place foarte mult ceea ce fac și nu pot să...